Juventus București. Arena Ilie Oana a influențat decisiv situația uneia dintre fotbaliștii momentului în Liga 1. Evoluția mijlocașului ofensiv Cătălin Golovca pe stadionul Petrolului, în Voluntari FC Botoșani, a fost hotărătoare pentru noua sa destinație. Golovca a dat prima sa dublă din cariera de senior în succesul 3-1 cu trupa antrenată de Claudiu Niculescu. Evoluția și golurile reușite i-au determinat pe cei de la FCSB să-l achiziționeze. Jucătorul spunea după meci că nu are o echipă preferată din România la care să meargă. FCSB, Dinamo... Orice echipă puternică care mă dorește și nu știu, nu am o preferință. Conform clubului din Botoșani, Golovca va merge la Roșalbaști în schimbul a 400.000 de euro plus TVA, bani pe care FCSB îi va plăti într-o tranșă. În tranzacție intră și Sebastian Chitoșcă, jucător care va merge la Moldoveni. Un jucător scump? Clar, ce vedem noi acum la momentul ăsta în țară, știți foarte bine. Este un băluță cu aceeași calitate și eu zic că Cătălin Golovca, ei sunt jucătorii de bandă cei mai buni, la moment, sunt jucătorii momentului în debutul acestui sezon. Golovca nu este definitiv al vicecampioanei. Suma plătită va fi pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului, urmând ca 60% să fie deținute de liderul momentului în Liga 1.